să vă arăt cât tonier extrage. De la extrage, de urma magazinului extrage. Să vedem dacă băga ceva sau cum, sau nu băga nimic. Foarte puțin, de 2 ani îi face, nu prefacem să-l cum. Nu ține vreana cu noi deloc. Astăzi ne-ar și ajuta la filmat. Mă ajută soția astăzi. Așa că ne discutăm mai bine. Un pic. Trebuie să stau și cu telefonul și cu și scutul și de toate. De bine de rău, un picuț am făcut și noi, în comparație cu alți apicultori care sărace să plâng, că n-au făcut nimic. Trebuie să ne mulțumim și cu puțin. Să vedem pe asta mai este ceva. Și acum băgăm alte rame. Facem un pic de salcâm, parcurgem anual, cam în jur de vreo 1200, numai la salcâm, de kilometri. Doar la salcâm. Și acum îl împachetăm frumos înapoi. Avem și o limbă mică. Îl împachetăm. Asta vin deasupra. Și mai punem o plăpumeară că îi pregătim pentru smeură și brad. Și la munte e cam frig un pic și atunci nu lăsăm doar clăpele. Mai punem și o plăpumeară, să țină caldă. Astăzi vom extrage mierea de salcâm, așa puține cutării. Asta este centrifuga, pe 4 rame. Să vă arăt să intre 2 rame, 4 rame, 2 mari, 2 mici, depinde cum vrei să pui, sau 4 magazine.
Aici este miarea, cum se învârte. Aici este cum se scurge. Frumos, cum sute. Așa. Asta este aparatul care setăm de când trebuie să se învârte. Fac o mică demonstrație. Imediat, numai puțin să le... să le învârtim. Intră 4, cum v-am zis, 4 rame intră. Așa, și acum facem o demonstrație cum merge. Am setat pe 1 minut 25. Poți lucra și singur, poți cât umbi la stup, poți să și extragi. Pune jos și bateria. Aici sus avem cum avem un bancul de descăpăciți. Descăpăcitorul, adică manual. Punem și în direct căpăceale în borcan ca să direct la vânzare. Aici avem căpăceale direct în borcan. Pui un pic, te rog, înapoi pe masă. Avem și apă curată, apă pentru să spălăm sculele. Pe ăsta mic avem și adunat propolisul, care cum este. Continuăm cu extrasul.